Premier Viorica Dăncilă urmează să publice o carte interviu realizată în colaborare cu jurnalista Marganițu, în care dezvăluie momente din perioada în care s-a aflat la Palatul Victoria. În carte este descris și momentul în care, după alegerile prezidențiale, acasă la Viorica Dăncilă a venit Marcel Ciolacu pentru a o convinge să demisioneze de la șefia PSD, urmând să primească, în schimb, un loc de parlamentar. Citez, m-a sunat și Ciolacu și mi-a spus că trebuie să vorbim. A venit la mine acasă, unde a jucat o piesă de teatru foarte proastă. S-a așezat pe canapea și mi-a spus cu lacrimi în ochi că îi pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat. I-am făcut și un ceai de fructe, pentru că părea foarte afectat. Fostul premier vorbește și despre relația cu Liviu Dragnea și citesc din nou, îmi amintesc că eram la Scroviștea cu soțul meu când au venit Paul Stănescu și Liviu Dragnea. Mi-au cerut amnistia și grațierea care urma să fie introdusă de către un secretar de stat, fără a trece prin toate serviciile pentru avizare. Mai mult, Viorica Dăncilă scrie și despre momentul 10 august. Regret ce s-a întâmplat pe 10 august, și sunt alături de toți cei care au suferit. Regret că nu am fost la guvern în seara aceea. Poate că, dacă eram la Palatul Victoria, alta ar fi fost situația. Nu am putut anticipa ce avea să se întâmple.